Amânarea semnării de către directoarea DGASPC Brăila a unui contract colectiv de muncă pentru angajați a fost subiect de discuții între consilierii județeni. Aceștia din urmă spun că în ultima perioadă angajații instituției se plâng de refuzul șefei lor de a încheia un astfel de contract. Directoarea se apără și spune că va semna actul după ce un sindicat nou înființat, în care s-au înscris mai mulți angajați, va intra în legalitate. Dumneavoastră nu vreți să recunoașteți un sindicat sau altul. Să știți că nu sunteți obligată să încheiați contract colectiv de muncă cu sindicatul. Puteți să încheiați contract colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților și îi luați și pe aia dintr-un sindicat și pe aia din alt sindicat, liderilor, faceți reprezentanții salariaților și încheiați contract de muncă, colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților. Demersurile sunt începute, sindicatul s-a reorganizat. Avem o formă a contractului colectiv de muncă înaintat spre studiu, nefiind încă emisă sentința de la Tribunalul Brăila privind reorganizarea sindicatului. Directoarea DGASPC nu i-a convins pe consilieri, așa că discuțiile s-au aprins și mai tare. Încheiați contract colectiv de muncă. Sunt 5-6 ani de zile de când nu este contract colectiv de muncă în acea instituție. Cu colegii mei chiar am vorbit, i-am încurajat. Nu pot eu cu mine însămi să încheie acest contract, deci trebuie să existe și în partea lor. Așa fiind organizați într-un sindicat, au venit atunci și cu o propunere, am încercat să câștigăm timp până când este emisă sentința civilă de reorganizare a acestui sindicat. Vă asigur că n-am niciun fel de problemă legătură cu reprezentativitatea. Disputa s-a finalizat cu promisiunea directorului instituției că imediat ce va ieși hotărârea judecătorească privind înființarea sindicatului în care s-au înscris o parte dintre angajați, contractul colectiv de muncă va fi semnat.